Ia te uită, Cristi a dansat mai întâi cu Maria, apoi ceva mai târziu Maria dansa cu Albert. Se pare că s-au dezlănțuit puțin spiritele acum că au început, evident, manelele și muzica de petrecere. Chiar și pe mame le-au trezit și cele care deja se pregătiseră de somn au început să țopăie prin dormitoare și pe coridorul de sus. Le-am văzut acolo pe doamna Mariana, pe doamna Floarea, pe bunica Ioana, nu mai zic că ea e tot timpul nelipsită de la toate petrecerile. Deci, hai să spunem că încep să apară apropieri între Maria și Albert, dar din câte văd eu, mai mult Maria se îndreaptă spre Albert decât invers. Tot mai mare dorință văd din partea ei, de fapt, din partea lui nu prea se vede nimic. Delia a dansat și ea mai devreme tot cu Cristi. Cristi, cam așa, ca de obicei, dansează cu toate fetele pe rând, se distrează, se simte bine la petrecere. Dediș, momentan, păstrează distanța față de toată lumea, față de toate fetele. Am înțeles că de Eliza nu se poate oricum apropia, pentru că, practic, este blocată săptămâna aceasta. De fapt, Eliza este blocată de către doamna Ioana. De Delia nici atât după cele întâmplate la gala de vineri, așa că, sincer, nu știu cum își va petrece seara și ce va face.